Ce fain e. Vino cu aici. Pocara. La Biban și prindem caras. Ce fain e. Trebuie să mă duc jos după ea. Și să fie așa. Ce frumos e. Ce frumos e. La prima ora dimineții, pe marginea lacului de la Buftea. Am mai venit aici acum ceva vreme, exact în această perioadă a anului, în luna februarie, iar pe atunci am reușit să prind câțiva bibani și am rămas cu gândul că va trebui să revin aici și iată că am revenit. Așadar, astăzi vom încerca o partidă la biban pe acest minunat lac. Vremea e și excelentă, sunt câteva grade cu plus afară, posibil să iasă și soarele de îndată. Avem condiții bune de pescuit astăzi, sperăm să avem și ceva pești, să fie activi aceștia. Ne vom duce către mașină, ne vom lua echipamentul de pescuit, vom lua lanseta și ne vom pune pe treabă. Hai să vedem ce reușim să facem. Voi începe cu piacere de 0,5-6 grame. O lansetă perfectă pentru biban și o mulinetă Revo 3SX de la Abu Garcia, echipată cu textil de 0.4 de la Sigur, Grand Max pe X8, un textil multicolor. Uite și un loc interesant aici, unde putem să încercăm câteva lansări. Hai să ne apropiem mai mult de apă. Opa! Ne apropiem de apă și să pregătim montura. De fapt, montura e pregătită, voi începe pe un kickback. Trebuie doar să scot din trusă. Pun montura în agrafă. Cam asta e montura pe care voi pescui astăzi. Kickback se numește. Am și guma montată direct în cârlig. O tanta de 1 inch. Un prum de 5 grame legat cu fluorocarbon de 0.17. Kickback-ul am făcut cam de 70 de centimetri lungime, aproxima eu. Hai să vedem. Prindem sau nu prindem? Uite cormorani acolo în față. Apa nu e foarte, foarte adâncă, dar nici mică nu aș putea spune că e, are vreo 2 metri jumate, 3 așa aproximă. Cel puțin acolo în fața unde am lansat. Ultima oară când venisem aici, apa era destul de scăzută, eu mi-aduc aminte că mergeam pe malul acesta și pescuiam de pe mal. Acum nu mai e accesibil decât de sus. Într-un fel e mai bine. Am agățat un sos de pește pașnic. Are o blete din ce îmi dau seama. Foarte mult pește pașnic aici în față, însă îi simt la fiecare lansare. Dar bibanul încă nu vrea să răspundă. Mai insistăm, noi ne lăsăm bătuți atât de ușor.
am prins regulamentar de gură cu o larvă. Uite ce frumos e. Mic, dar frumos. Am zis, dacă toți sunt pașnici aici în față, să bag o larvă. Larvă artificială de la Berkeley și prins un tărășel. Hai să mai fac câteva lansări. Încă unul. Încă un caraz. Ce fain. Ce fain, uite, tot de buză. Zăpa regulamentar. Foarte fain. Am niște ciocane interesante. Toate că pescuiesc cu montură killback. Se simte bine când atacă. Am venit la Biban și prindem caras. Caras și regulamentar, nu doar agățat de spate. Foarte mulți aici în față. S-au adunat în zona asta, probabil ei pescarii îi tot hrănesc, îi tot nădesc și vin aici, ulcere. Asta e mai mare. Spune cum e înțepat. Văd firul. Acum îl văd, gata. Oh, ce frumos e asta. Frumos e și asta tot regulamentar înțepat. Oh, ce fain e. Trebuie să mă duc jos după el. Să văd pe unde sar. Văd că pe aici. Iar am mai luat unul. Opa. Unul. Uite ce fain e. Nu-mi place. Tot caras. Am firul foarte subțire și nu pot să trag prea tare de el. Uite. Ce fain e. Cu larva în gură. Foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Vi-l dau? Da, mulțumesc. Dacă da, vrei, ce? Dau bani. Nu îmi trebuie, stați liniștit. Bine, okay. Uite carasul. Cărășel. Stai mai mic un pic. Hai, fugi. Încă unul. Frumos și ăsta. Ce fain de. O, e un caras frumos. Cred că e un caras. Hai să vedem. Da. E frumos. Ia să vedem cum îl scoatem noi. Cred că va trebui să fac aceeași. Da, e caras. Fain. Acum e fain decât cel pe care l-am prins mai înainte. Ia să vedem cum îl scoatem. Ce frumos e. Ia uite-l în apă acolo jos. Ce frumos se vede prin apă, prins de gură, regulamentar. Să facem aceeași treabă, să sărim jos. Hai, vine încoace, dragule. Ce frumos sunt. Prins. Cu larva în gură. Foarte fain. La cine unul luat? Larvă. Da? Larvă. Tot, larvă, dar ce fel de larvă e? E artificială, nu e naturală. Aha. Ia uite-mi cât e. Ce fain e.
Ce fain e. Un caras frumos, da. Frumos, frumos. Am venit după biban și dăm de astfel de caraș. Super. Faci cu asta? Da, nu? Bun. Nici nu. Pune-te la col. Dacă nu vrei să vă dau bani, vă dau nu bani. Nu dați nimic să nici. Opa. 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 Hai, e biban, ia uite, primul biban. După el am venit. Pe ei căutam. Hai, înapoi. L-am simțit diferit. L-am simțit diferit. Socotarea de acasă se mai apucă cu ceva. Da, s-au arătat mai în larg un pic. Dimineața erau mai aproape. Păi parcă și uite, și linia de oblet s-a mutat mai în larg. Păi da, da, da. La. Este. Este. Wow, cum ai ridicat. Ai simțit cum a dat? Montură nouă. Montură nouă, da, vezi? Am fost inspirat că... Adică inspirat, nevoit de fapt să schimb. Cred că e nevoie. Cred că e nevoie. O, unde te duci? Alex, cred că îl pregătești. Pe domnul Micioc. Putem să mai luăm un pic, Miciocu? Ia uite. Ce fain e. Ia uite, ce frumos e. Ce frumos e. Sunt tot aibă câteva sute de grame. Sunt extraordinari. Pești extraordinari în drill. Nu am dat de biban astăzi, dar ne bucurăm de câțiva carași frumoși. Este și este frumos și este. Să vedem dacă scoatem. Hai să vedem. Să scoatem sau nu scoatem? Oh, ce frumos, ce frumos ataca. Ce frumos ataca. Opa, s-a supărat. Așa și fir. Cum? Zic să-l spui că mai e un pic pe la mare. Da, da, da. Da, vine încoace, vine către mal. Hai că a venit singur. E baro. Da, da. E frumos, frumos. Intră? A intrat. Mulțumesc frumos. Ia uite ce fain. Super zi. Super zi la caras. O alternativă genială astăzi. Genială. Că asta biban. E, da, biban. Hai, încheiem partida, cred că, cu un biban. Pentru ei am venit aici și cu ei încheiem partida. Ce mic e, fugim.
frumos, frumos. Să ducem ușor aici către mare. Să vedem ce e. Trage, pare să fie caras. Bine. Simt așa moale cumva. Să văd unde e. Ce e? Cărășel parcă? Că pe asta o să-l ridic așa din fir. Ia uite carasul. Un alt pește. Un alt peștișor. Ia uite. Babușca. Babușca. Intră și babușca, nu doar caras la libelulă. Se poate regulamentar. De buză. Hai, mergem înapoi. Peștișor. Cred că de data asta caras. Da, caras, uite. Uite carasul. Cărășelul, de fapt. Ce mic e. Ce mic e. Hop, hop. S-a căpat în apă. Dar s-a dus în... S-a dus în apă. Nu a ieșit exact ce mi-am propus dimineață, dar miroase una pește. Ne-am adaptat pe parcurs și am reușit să prindem destul de mulți carași, chiar foarte fain. Ne-am distrat aici pe malul lacului de la Buftea. Lac foarte fain de altfel, care de fiecare dată m-a surprins plăcut. De acum e cazul să încheie partida. Se întunecă afară, nu mai vedem bine niciunde lansăm. Oricum ne-am relaxat și eu zic că este suficient pentru o zi de februarie. Până data viitoare, eu vă salut și toate cele bune. Respect! Da, de aici. Îl văd firul. Super. Păi da, cum?